Salutare fraților și bine ați venit la Black Tiger, bun venit la un nou episod din Medieval Dynasty. Băi, oameni buni, după cum știți, data trecută am mai lucrat, am mai construit, am mai făcut progrese, oamenii mei aici se ocupă de treabă, toate merg ca la carte, vorba aia. Ei bine, trebuie să mai facem și noi alte treburi, așa că mai avem nevoie și de bănuți. Am decât 57, are nevoie de reputație ca să ne mai aducem oameni noi pe aici. Știu că eu am semănat pe teren, hai să vedem un pic. Da, asta lui Tâira, deja am uitat. Mă confundam un pic cu cea din... Cum îmi spune, cu cea din Farmer's Life, că na, și acolo ai vision-ul ăsta. Deci, ideea este că aici nu avem nimic apus, e bine deși, dar aici avem grâu și carrot, da, grâu și morcovi. Încă nu avem fertilizare la tot, parcă, nu? A, nu, am dat cu fertilizator, da, e ok. Unde avem plantații, totul bine, bun. Așa, dar, băi, oameni buni, astăzi vreau să mergem un pic până în oraș, vreau să... Facem niște misiuni secundare, care o să ne aducă, bineînțeles, reputație și niște bănuți sau alte recompense, acum, na, depinde. Oamenii se ocupă acolo, au mâncare, au apă, au tot ce le trebuie, everything is good. Acum avem noi acolo ceva warning la extraction, ce ne convine. No resources. Ah, da, fântâna e ok. Nu mai are găleți, dar apă avem destulă. Și la bucătărie, no assignments. Ok, deci noi avem așa. Hai să vedem. Băiatul ăsta, de fapt... În fine, mai știu dacă... Da, ăsta e băiat. Băiatul ăsta... Se ocupă cu lumberjack-ul, ăsta se ocupă cu, femeia mea se ocupă cu apa și ăsta se ocupă cu vânătoarea, e ok. Pentru bucătărie ne mai trebuie o femeie și de aceea trebuie să ne mai facem niște misiuni secundare ca să ne creștem un pic ratingul ăla și reputația, mai bine zis. După aia o să mai putem aduce noi oameni, ne trebuie o femeie. Mai multe, bineînțeles, că avem doi bărbați, trebuie să se cupleze și ăia, să-și facă și o relație și să facă copii, astfel încât să ne mulțim satul. Avem nevoie la bucătărie, pentru asta trebuie să-mi aduc o femeie, deci, da. Uite, micul copilaș aici, din ăștia să sperăm că o să avem și noi pe viitor, în satul nostru. Opa, scuze, micuțule. Na bun, știu că aici așa erau ceva misiuni. Hai să vedem. Daisy Distel. Ok, ce mai avem? Log, straw și stick. Asta putem face. Iar aici, berry. Mă, hai să facem misiunea asta. Accept quest. Ok, și la questuri. Un piculeț. Așa, hai să dăm track la questul ăsta. Deci, îmi trebuie două lemne, 27 de strouri și sticuri. Ok, nu-i problemă, hai că le facem. Uite, aici mai avem stick. Stickurile le facem rapid, nu-i bai. Trebuie să mai facem și niște misiuni din astea. Să văd cât o să-mi crească reputația, că dacă e să-mi crească în acest, după această misiune, o să...
O să mai aduc o femeie, hai că vedem. Îmi place enorm de mult muzica din jocul ăsta. Bun. Trebuie două lemne astea, o să le facem la sfârșit, trebuie straw, așa că uite de aici așa o să putem noi lua straw, de aia am venit pe partea asta. Um, 27, ok, 24. Bun, 28 avem suficient și ne trebuie lemne. Hai să vedem dacă putem tăia de pe aici așa și ceva lemne. De pe la oameni ăștia. Mă lasă? Nu mă lasă. Ok. Nu-i bai. Ei nu sunt așa departe și de satul ăsta meu. Și mă gândesc că poate o să mă pot extinde și mai încoace. Oricum am loc și în partea asta. Pentru că cu agricultura eu mă duc înainte cu terenurile agricole. Mă duc de unde am eu terenurile, mă duc mai încolo. Stai așa să-i dăm de mâncare la băiatul ăsta. Oh, Jesus, man. Mai avem mâncare, mă. Trebuie să prăjez niște cărniță. Hai că ne ocupăm. Numai să finalizăm misiunea asta. Na bun, exact două lemne avem. Hai să finalizăm cu misiunea asta și venim acasă să mâncăm un pic. Ah, da, am patru lemne. Ok. A, cred că am mai avut eu două și n-am observat. În fine. Da, băiatul, ai răbdare că îți dau și mâncare. Liniștit, calmează-te. Ok, hai să trecem pe aici. Cam departe, mă. Cam departe, poate mai bine mergem la casă și luăm un pic de aleguri și după aia. Da, 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 ai răbdare că nu știi, banii ăi. Îmi zice că am uitat de mâncare din nou. Ce de straw-i pe aici? Ors? Bă, ar fi bun un cal. Nu știu cât ar costa, dar sincer parcă ar cam trebui să facem, să ne luăm și niște animăluțe așa încetișor. Pentru că un cal mi-ar prinde bine și cu transportul, sincer să fiu. M-aș deplasa și eu mai repede. Hai băiatul, hai băiatul. Animal spot deer, ok, căprioare. Am departe mă drumul ăsta și mi-e foame, dar n-am ce să-i dau la băiatul ăsta. Am niște carne, dar nu e... Bine, pot să fac un campfire, cred. Hai să vedem. Nu, simple torch, o caman, mine. Campfire. O face aici un campfire și totuși ca să nu așteptăm atât. Ok. Hai că-ți dau și mâncare, băiatul. Bun, hai că ți-am mai potolit un pic mâncarea.
Remove. Destroy. Așa. Build. Bun. Deci ne trebuie straw. S-a dus din straw că am făcut eu din greșeală o torță. Nearby. E că am văzut pe aici așa prin apropiere niște straw. Și... sticuri. Bun, avem 28. Așa, na bun, hai să mergem. Hai că avem ceva de mers. E mai mult de jumătate de kilometru. Da, na. Cu calul îți dai seama că te transporti mai repede, dar nu avem momentan. Să facem, să avem. Și căluț. Mă, niște apă mă trebuia. Uite că am uitat să consum apă. Da, hai că ajungem. Așa încet. Uite aici este niște apă. Pe unde stă băiatul ăsta, mă? Sau, mă rog. Este cam departe de noi. Misiunile astea secundare le faci mai mult ca să-ți dea reputație, știi? Și asta caut eu acum, practic, să îmi cresc reputația. Să pot să aduc mai mulți oameni în comunitatea mea, în satul meu. Alerg și încet pentru că am greutăți, am greutate acum în inventar. Dar chiar sunt curios pe unde e locația asta. Nici văd pe aici foarte multe iazuri de-astea sau cum se numesc, lăculețe. E interesant. Îmi place că muzica de background din jocul ăsta nu are copyright. Și o puteți asculta și voi. Păi pare că noi ne îndreptăm aici spre apă, what? Să trec o... mamă frate, chiar sunt curios unde ajungem. Discover fishing spot, rogue. Da, ar trebui să mă uit un pic și cu pescuit, ar fi interesant. Da, anyway, nu-i bai, că avem timp pentru toate. De-aia o să fie asta o serie foarte lungă. Bine, n-am luat-o și eu pe drumuri pe aici, dar... vreau să ajung oarecum cât mai repede, mă, cam încetinește apa asta. Se mișcă încet și băiatul ăsta că... na, am inventarul plin. Da, bun, acum imediat ajungem, hai să vedem. Ce e aici, livadă? Da, mă, uite, dacă explorezi harta, îți mai vin și idei despre cum să-ți faci tu la tine. Și uite, asta e o livadă. Și aș putea să fac și eu. Sper să avem și gardin ăsta, ar fi foarte fain. Să fac gardin ăsta.
Oh, uite ce fain, și eu vreau așa în satul meu un clopoțel. Poți interacționa cu el? Păi și eu vreau un clopoțel. Ce frumos sună. Wow, uite, avem purcei. Purcelași. Da. Pe aici, ok. Apropo, cum îi spune la satul ăsta? Piastovia, nu? Da, Piastovia, băi, mare, mă. Bun, hai că am rezolvat. Uai, fii atent, Piglet, purcelaș mic, man. Wow! Ui, ce frumos e! Man, ce fain ești! Abia aștept să am și eu din ăștia. Na bun, ok. Cred că ne întoarcem către casă. Oricum, trebuie și nouă niște mâncării, că niște... Uite, mă, și de aici cred că poți să vii să-ți aduci oamenii. Hai să luăm oameni și de pe aici, putem? Câți ani are femeia asta? 20 de ani. I'm creating... Perfect, am adus o femeie. Hai să mai aducem una. Câți ani ai? 18 ani? Wow, ești tinerică, mă. 18 ani. Două fete frumoase. Ah, nu mai pot. Bă, măcar mi-am adus o femeie. That is good. Very, very good. Dragă femeie, te aștept acasă. Apropo. Mă cheamă. Dale Bora. Pe tine te pun la bucătărie. Ai skill-uri, nu? De bucătărie asta. Sper. În fine, ești femeie. Te iau cu bucăticiu. Așa. Empty slot assign, empty slot assign worker. Pune pe femeia asta. Bun. Și ce trebuie să-i ofer eu? O casă. Empty slot assign house, simple house, 1 din 4, simple small house. Da, are și casă. Simple House, 2 din 3. Bun, sunt 2 oameni acolo. No water, ok, no food, no wood. Păi, lasă că ajunge acolo în... Ajunge acasă și... O să ai și mâncare și tot oricum, văd că s-a actualizat. Bun. Așa da, mă, fraților. Așa da. Merge treaba. Bine, putem călători și cu băiatul ăsta, dar ne ia bani. Collect? Ah, nu, stai că trebuie să... Uite ce fain e căpița aia, trebuie să vorbesc cu ăsta. I need a ride și dacă vreau până la... Stai așa să vedem. Noi avem casa aici. Da, nu poate oricum să... În fine, de pace. Hai să mergem. Oricum, oameni pot să mai aduc. Casele încă nu sunt complet pline. Eu sper că am asignat-o unde trebuie, nu? De alta, dar nu vreau să stai în casă cu mine și nevasta.
Trebuie să stai în casă cu un bărbat de acolo, din comunitatea noastră. Ajungem mai repede acum, când mai avem inventarul încărcat. Alergăm și noi mai repede. Ia uite ce viteză bagă, băiatul. Zici că a fost la maratone. O să mai fac alte misiuni secundare, dar nu cred că o să mai facem în episodul ăsta. Vreau să mai dumi peste... să mai fac niște management la oameni. Ca să... eu sigur că e totul ok. Cu hrana și cu astea. Bine, uite, ar trebui să-mi aduc... carne. Avem un vânător acum pus, deci ar trebui să vâneze și să-i aducă cărniță. Chiar sunt curios. O să țin cont de asta. Oricum e bine să mai explorez și harta, pentru că mai poți să descoperi lucruri noi. Așa acolo un pic. Hai că imediat ajungem. Bă, dar nu înțeleg. Da. Cred că am șocoli cumva, nu știu, în fine. Oricum, se vede casa. Se vede satul de aici. Ajungem așa încetişor. Ia uite, rațele... Stați cu ochii pe canal, fraților, pentru că în curând o să apară un vlog interesant. După cum v-am obișnuit. Aici pe canal mai avem și vloguri legate de agricultură. Și o să vină unul în curând, bineînțeles că, na, nu foarte dese, sunt mai rare, dar sunt. Hai să vedem unde am asignat eu. Ceva băiatul. Să văd unde am asignat eu... Da, mă. Nu? Aici era, da. Aici. Aici e intrarea. Ok. Sper că n-am asignat aici. Manage. Da, e bine. E bine. Suntem doar eu și cu femeia. Și... hai să vedem în care căsuță am pus... Chic, bla bla bla. Bă. Nu cred că am pus o singură, nu? Otto și Dalebora, da. A, deci am ceva oameni pe aici prin satul meu până acum, nu? Hai să vedem. 1, 2, 3, da, 4 oameni. Și cu mine 5. Da, de-aia îmi dădea în minus că pe mine nu m-am calculat. Ok. Hai că e bine, nice. Hai să vedem un pic cum se treaba cu vânătoarea și cu astea, cu mâncarea. La resource storage avem fuel, firewood doar 6 bucăți. Bă, ne-ar mai trebui lemne. Bine.
Nu în iarnă, dar iarnă strău mai multe, dar... Na. Iar aici... Trei bucăți de carne. Come on, man. Wow. Sincer, nu mă așteptam să... Nu mai prea în carne, o să trească să mergem la vânat. Bun, iar aici la hunting... Care e schema? No assignments. Deci, trebuie... Da, mă uitasem de astea. Roasted meat. Hai să facă roasted meat. Nu știu, văd doar roasted meat momentan că... Nu avem alte nebunii. Așa că roasted meat te apuci să faci, femeie. Momentan și cam atât. Că supă și alte chestii nu putem face, că încă nu avem noi tot felul de din astea. Așa, iar aici la fântână e ok. Da. Ok. Păi ok, ok, stai așa să aruncăm o privire aici. Stone arrow. Îmi trebuie un... Lime and thread. Trebuie să văd cum fac chestia aia, din ce o fac. Și... Să-mi fac și niște arcuri. Mi-ar fi și mie de folos, dar ar fi de folos și la vânător, cu siguranță. Femeia doarme, așa că mă pun și eu la un somnic până în următoarea zi. Everything is good. How do you do? Bun, affection 100%, mood 14. Ava Child, hai să vedem. You know what, I agree. We are ready, come see me at our house after 7 PM. Băi, de acord să avem copil. Nice. 7 PM, dar unde mi-a arătat ora, frate, că nu mai știu. Așa de tânăr fac copii. A, aici. 7 și 20 de minute. 7 PM. Bun. Pe seara la 7 începem acțiunea, femeie. Da, bun. Doi oameni buni, cam atât pentru acest episod. Nu îl lungim pentru că n-are rost. Mai sunt alte lucruri de făcut și o să încerc să mai lucrez un pic of recording. Ca să avem ce prezenta în viitorul episod. Ai cu ajuns și femeia asta. Bun. Și... Ce să zic, cu mâncarea și cu astea o să mă ocup eu. De asta trebuie să mă ocup acum. Am zis că am 3 bucăți de carne. Da. O să fiu un pic curios. Dacă omul ăsta mi-aduce. Dacă ne reușește să vâneze ceva. Și trebuie să văd un pic și de... Și cu arcul, cum se treabă. Pentru că o să vreau să fac mai multe arcuri, să vânez și eu mai rapid, să pot să vânez și eu mai ușor. Caut un pic să văd cum se treabă cu astea. Mănânc și eu o cărniță și am plecat la vânătoare. Bun. Fraților, cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut lăsați și voi un like, chiar dacă sunteți noi pe aici pe canal, nu uitați să vă abonați, m-ar ajuta enorm de mult. Până data viitoare, toate cele bune, bye bye!